Spune că un frate cu dar de descoperire s-a rugat în ultima vreme pentru ca Dumnezeu să-i ajute pe oamenii de știință să găsească tratament pentru noul virus care a îngrozit lumea. Domnul i-a făcut cunoscut să nu se mai roage pentru leac, pentru că el există, dar nu se vrea scos de către cei care se spune au stârnit boala pentru încă o vreme. Planul ar fi să moară cât mai mulți oameni dintre cei care se spune că sunt o povară pentru sistemele sociale și economice din lumea întreagă cum ar fi bătrânii și persoanele cu probleme de sănătate, fiind în incapacitate să lucreze și astfel considerați nefolositori și povară financiară pentru statele lumii, scopul ar fi să rămână copiii, tinerii, cei care sunt sănătoși și capabili să muncească. Și prin asta s-ar încerca o relaxare pentru economiile tuturor țărilor, și s-ar considera că în felul acesta ar fi o soluție pentru un pământ mai, mai ușor, mai bun de locuit. Dar ce e important este că Duhul Sfânt l-a călăuzit pe omul acesta ca de acum să se roage pentru cei care poartă numele Domnului ca în vâltoarea și în groază care a cuprins lumea să ceară milă și îndurare pentru aceea pe care i-a copleșit necredința și frica. Iată mesajul primit prin Duhul Sfânt. Zice Duhul Sfânt, iată cum se fălesc că sunt copiii mei și că au credință în mine. Acum, într-o clipă de încercare, i-am examinat și de pe buze au spus, noi nu ne temem, noi avem nădejde în Domnul, noi pentru Domnul trăim sau murim, dar iată că în inima lor domnește necredința și teama pentru că nu mă cunosc și nu umblă în căile mele. De aceea groaza, măcar că îmi numele meu, au ajuns să îi domine și în felul acesta iau un comportament rușinos. Iată rezultatul nevegherii. Unii au căzut, alții s-au compromis, unii au vândut pe Domnul, alții trăiesc în fapte de rușine, sunt lacom lăudăroși, fără dragoste de frați, conduși de pofte nesăbuite și trăiesc în păcate ascunse. Iată că sunt în mijlocul fraților și slujesc Domnului fără dragoste și pe altarul rugăciunii din odăiță. Iată că a trecut multă vreme de când nu au mai adus zile de jerfă, de rugăciune, cereri, mijlociri, pocăință, cum făceau odinioară părinții lor și ei în dragostea lor din tâi. Se duși de pofte și neveghind și-au legat inima de cele materiale și pentru că au iubit mai mult avuțiile și faima, au compromis actul închinării, astfel că în multe biserici astăzi frații nu se mai închină în duc și în adevăr, ci comit idolatrie aducând ca jerfe ce au cusur și pun foc străin pe altarul meu, zice Domnul. Au uitat că am cerut să fie pregătit, să fie plin de duc, să urmărească pacea și sfințirea, ca să mai pot lucra cu slavă și putere în mijlocul lor și Evanghelia să răsune cu putere până la marginile pământului. Unde le este credința? De ce le este străină credința dată sfinților? Eu, zice Domnul, am rămas același, puterea mea este aceeași, am lucrat prin minuni și voi mai lucra, dar cei mai mulți credincioși din acest veac au abandonat lupta cea bună a credinței, Tată Sfinților odată pentru totdeauna și și-au părăsit dragostea din tâi. Da, zice Domnul, au o formă de evlavie, dar unde-i puterea? Eu, Domnul, vorbesc, eu, Domnul, cercetez și încă arăt mila mea, dar vreau pocăință, mărturisire și sfințire. Pe aceia care vin la mine, Vreau să le dau o dihnă și să îi îmbrac cu putere și înțelepciune de sus, ca să poată înainta și sta în picioare în zilele care vor veni, căci vor fi zile rele, cum nu au fost și nu vă imaginați că pot să fie. Acum am îngăduit ca poporul meu să fie examinat și iată ce ușor s-au speriat unii ca să se arate deslușit că mă cinstesc de pe buze, dar cu inima sunt departe de mine. Oare nu eu, Domnul, am dat poporului izbăvire în vechime? N-am scos eu pe Israel din Egipt cu brațul meu puternic? N-am despicat eu marea și au trecut prin ea ca pe uscat? N-am trimis mana și prepelițele din cer? N-am făcut eu, zice Domnul, ca stânca să dea apă, ca soarele să se oprească? N-am stârnit eu vânturile și n-am potolit eu furtunile? Nu fac eu din vânturi sol și din flăcări slujitori? Nu închid eu cerurile și este secetă și apoi mă îndur și le deschid ca să cadă ploaia și zăpada la vreme? N-am pus eu hotare mărilor și hotare vremilor? Nu pun eu pe împărații pământului, nu ridic eu împărățiile? Nu îngrijesc eu de păsările cerului. N-am dat eu frumusețe florilor. Cine face pământul să rodească? Cine vindecă rana? Cine ți-a scris în cartea vieții toate zilele, încă înainte de ca să te fi născut? Nu la cuvântul meu s-a făcut cerul și pământul. N-am făcut eu toate acestea. Pentru ce te temi, ca să mă ispitești? Pentru ce ești necredincios? Pentru ce mai ai părăsit și ai strâmbat căile mele? Oare nu pot eu să port de grijă? Este brațul meu prea scurt? Crezi că urechea mea nu aude și ochiul meu nu vede pe cel ce mă caută din toată inima? Ai uitat că tot este trecător. Pentru ce ți-ai legat inima de pământ? Dragostea mea este aceeași, dar sunt și dreptate. În dragoste cercetez, vorbesc, arăt bunătate și îndurare, am milă și izbăvesc, pentru că în dreptatea mea, prin har, să v-am pentru veșnicie. Dar cer pocăință și întoarcere la dragostea din tâi, căci nu m-am schimbat. Sunt același ieri și azi și în veci pocăiți-vă, sfințiți-vă și trăiți în dragoste, ca să vă îmbrac cu putere pentru zilele care vor veni. Și când va fi plâns și necaz, boli, foamete, calamități, când lumea nu va mai ști ce să facă de groază, să nu mai fi ca în această clipă de încercare a credinței. Pentru că, iată, mulți erau nepregătiți. De două milenii auzi chemarea. Iată, eu vin curând și tot necredincios ești, tot neveghetor, tot momii de păcate găsesc. Nu mai poți avea putere dacă nu mă cauți în odăliță, zice domnul. Acolo îmbrac, cu putere, acolo dau înțelepciune. Iată, zice Domnul, cei cules și cei i în aceste zile. Vești care au îngrozit și care ți-au înmuiat inima, dacă strângei cuvântul meu în inima ta, în ziua încercării, nu te găsea nepregătit. Dar iată, zice Domnul prin Duhul Sfânt, voi mai aduce zile de pace pe pământ și totul va reveni ca mai înainte să îngădui ciumei să bântuie ziua mea mare. Vă mai las o vreme de îndurare și mai dau o șansă slujitorilor mei ca să rodească în dragoste adevărată, având fapte vrednice de pocăință și de chemarea de care au parte, ca să mă cinstească și să nu piară, căci nu vreau moartea păcătosului. Dar dacă nu se îndreaptă și nu se abate de la rău, judecata este dreaptă și fără părtinire. Mai las o vreme de har și voi îmbrăca cu putere pe mulți dintre aceia care mă vor căuta în odăiță și care din toată inima vor căuta fața mea, slujindu-mi în curăție, fără interes și compromisuri, fiind plin de înțelepciune și putere prin Duhul Sfânt pe care îl voi turna din belșug peste toți aceia care se vor dedica pe deplin să-mi slujească în sfințenie. Cu ei, zice Domnul, voi lucra cu putere, cu semne și minuni, ca mult să vadă, să creadă și să primească mântuirea până la împlinirea numărului celor chemați. Dar iată, zice Domnul prin Duhul Sfânt, zilele rele abia au început. Voi să nu uitați aceste lucruri. Vă mai las o vreme să treceți prin această frământare ca să vă sfințiți, să vă aduceți aminte și să vă întoarceți la mine și apoi vă voi vindeca. Căci văd cum mulți s-au blocat și nu știu încotro să meargă. Se întreabă oare cine ne va ajuta. Ei nu au auzit de mine și nu știu la cine să meargă și vreau să mă îndur și de aceștia. De aceea vă mai las o vreme, pentru care vă voi cere socoteală, căci a sosit vremea să rodiți cum nu ați rodit niciodată. Nu vă mai legați inima de nimic de pe pământ, căci toate vor trece în curând. Ca semn, vă voi cerceta și voi rupe legături grele, ținute ascunse, ca apoi, în libertatea cugetului, să-mi puteți sluji mie și să fiți eliberați prin adevăr, ca nimic să nu vă țină legați de glie atunci când se va auzi marea strigare. Iată, în curând se va auzi o veste care va întrista pe puțini, dar pentru cei mai mulți va fi o mare pricină de bucurie. Iată ce voi face, zice Domnul. Voi zădărnici planul celor care-și spun. Iată că acum avem controlul și acum în mâinile noastre este destinul omenirii. Nimeni și nimic nu ne va opri ca să ne atingem celul. Dar iată că în îngânfarea lor au uitat de mine. Iată că nu pentru multă vreme. Și curând își vor aduce aminte cu ură și groază că eu sunt Dumnezeu. Voi aduce leacul înainte de vremea plănuită de ei și le voi zădărnici planul. Veți auzi în curând o veste mare. Există leacul, căci de -a unde puțin se așteaptă, de acolo voi lăsa să se descopere leacul. Da, și cei ce distrug pământul și cei ce se ating de viața oamenilor și aceștia fac numai cât le este îngăduit, zice Domnul. Și într-o zi toți vor sta în fața scaunului de judecată și judecata va fi dreaptă. Iată v-am făcut de cunoscut ce urmează, ca să nu vă temeți și să nu vă îngroziți. În dragoste v-am vorbit, chiar dacă v-am lăsat o clipă de încercare, care aproape a trecut. Acum este ceasul pocăinței și întoarcerii la dragostea din tâi. Vă mai las o vreme ca să semănați și să se cerați, căci nu mai este mult și numărul celor chemați la nunte se va împlini, apoi trâmbița va răsuna și veți întâlni mirele. Biserică, fi gata, sfințește-te, umblă în lumină, slujește și trăiește în dragoste. Răscumpărați vremea care v-a fost dată din bogăția îndurării și harului meu, zice Domnul. Pregătește-te să-L întâlnești pe Domnul Dumnezeul tău. Vino Doamne Iisuse, Maranata, Iisus Hristos este Domnul și singurul mântuitor. Iată și are de făcut cel neprihănit când se surpă temeliile. Pocăință și întoarcere la dragostea din tâi.